Bine v-am regăsit, dragii noștri, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul unei noi campanii desfășurate pe site-ul editurii Herald, campania De vorbă cu femeia din tine. Femeia este un puzzle cu foarte multe piese, un univers ce se vrea descoperit, explorat. A te redescoperi pe tine ca femeie nu înseamnă reguli noi, măști noi, roluri noi, ci înseamnă să descoperi autenticitatea, să te reconectezi cu propriul adevăr. Întrebări precum ce înseamnă cu adevărat să fii femeie, ce constă feminitatea, ce este feminismul, cum te raportezi la rolurile de femeie și cum le integrezi în viața ta. Iată, vom încerca pe parcursul acestei frumoase campanii care gravitează în jurul Zilei Internaționale a Femeii, ziua de 8 martie, și pe care o vom desfășura în cea mai mare parte a lunii martie, pentru că dedicăm această lună celebrării femeii. Cum spuneam, vom încerca să găsim răspunsuri la aceste întrebări în perioada 8-18 martie, alături de invitații noștri, pe pagina de Facebook a editurii Herald, unde veți găsi toate materialele și interviurile cu aceștia. Astăzi, alături de noi, este Monica Daniela Găitănaru, psihoterapeut junghian, formator în referențialul arhetipurilor personale, și am ales pentru dumneavoastră o carte despre care vom vorbi sau pe marginea căreia vom discuta: Misterele femeii, simboluri și ritualuri de inițiere de-a lungul timpurilor. O carte scrisă de Mary Esther Harding, publicată în colecția Arhetip a editurii Herald. Și aș începe discuția noastră. Monica ne-a și arătat, v-a și arătat cartea la cameră, încercând să definim cumva ceea ce înseamnă femeia, ce este femeia cu adevărat, cumva făcând o paralelă între ceea ce este ea dincolo de rolurile pe care le utilizează, le folosește în mod firesc. Eu știu, poate femeia mamă, femeia soție, femeia fiică, soră, colegă, parteneră, dar ceea ce este femeia dincolo de toate, femeia ca principiu feminin, ca arhetip, dincolo de toate aceste roluri, le-aș numi eu roluri sociale. Bun găsit și mulțumesc de invitație în cadrul acestei campanii atât de frumoase. Mă bucur că există astfel de campanii de celebrare a femeii și a femininului. Și dacă e să răspund din punctul meu de vedere ce reprezintă femeia, mi-ar plăcea să răspund înainte de toate că este o taină. Este un mister, așa cum ne povestește și Esther Harding în această carte frumoasă. Este înainte de toate un mister și cred că e important pentru înflorirea noastră supremă. Este important pentru sănătatea noastră, pentru funcționalitatea noastră, pentru a rămâne în contact cu zona aceea de sacralitate din interiorul fiecăreia dintre noi, chiar să și cultivăm acest mister, să cultivăm această taină din interiorul nostru, dar fiind conștiente de ea. Misterul acesta are nevoie să fie înțeles, să fie cultivat de către fiecare femeie în parte, asemenea unei grădini secrete. Este și un atelier pe care îl voi ține exact pe tema aceasta în prag de lună nouă, vineri pe 12 martie, acum în câteva zile. Și mi se pare extrem de benefic și de hrănitor ca femeile să-și amintească. Pentru că ele sunt asemeni lunii. Nu întâmplător luna este simbolul lor prin definiție, simbolul fundamental al femininului și știm foarte bine că luna are atât o față văzută, luminoasă, strălucitoare, schimbătoare, cât și o parte nevăzută, iar partea aceea poate că ține mai mult decât oricare alta de esența ei. Și dacă e să ne gândim inclusiv la prima femeie și la numele pe care l-a purtat, Eva înseamnă însăși viață. Cred că e foarte greu să definim
taina femeii, misterele ei, tâlcurile ei, despărțind-o pe femeie de viață, pentru că ea este un templu și un sanctuar al vieții care se coace în pântecul ei, în sufletul ei, în ideile ei, în inspirațiile ei. Ea poate să creeze viață, iată, pe mai multe planuri și pe mai multe niveluri atunci când este în contact cu această capacitate, cu acest dar pe care l-a primit și cu care este înzestrată. Și mai mult decât faptul că este responsabilă să onoreze viața, să genereze viață, să îngrijească viață, femeia este cea care leagănă, cea care mângâie, cea care șterge o lacrimă, cea care știe să empatizeze cu toată inima ei, cea care știe să cânte, să șoptească, să murmure, să lupte, să strige pentru ceea ce este sacru pentru ea, pentru adevărurile ei interioare, pentru ceea ce iubește. O femeie știe să lupte cu adevărat și știe să se conecteze la puterea ei pe deplin, cred abia atunci când iubește cu adevărat ceva sau pe cineva. Și atunci, iubirea, viața, pasiunea, creativitatea, mi se par atribute indispensabile ale femininului, împreună și la pachet, întotdeauna, cu o capacitate extraordinară de a primi, de a recepta și de a conține. Pentru că prin natura ei, femeia este în primul rând receptivitate. A oferi, a acționa, a face, sunt atribute, sunt verbe preponderent masculine. Principiul yang nu este numit principiul activ, pe când principiul yin este principiul pasiv și receptiv. Să nu uităm de această receptivitate. Pentru că femeile în această nevoie a ultimelor perioade ale istoriei de a-și găsi un loc potrivit în această lume, de a se compara poate din ce în ce mai mult cu rolurile și funcțiile masculine, de a accede poate chiar la unele dintre acestea, a ajuns să piardă din vedere unele dintre puterile ei fundamentale prin însăși natura sa. Iar această putere de a asculta, de a recepta, de a primi, de a fi în contact cu propria sa vulnerabilitate și de a ști să-și o, nu doar să-și o accepte, dar și să-și o valorizeze, o poate, de fapt, defavoriza în toată această luptă pentru putere. Este o mare defavorizare pe care și-o poate face ea sieși, femeia, atunci când uită că însăși vulnerabilitatea ei este cea mai mare dintre puteri. Atunci când uită să fie recunoscătoare pentru un gest frumos pe care un bărbat poate să-l facă pentru ea, de la un compliment pentru care poate să mulțumească și să răspundă cu un zâmbet, până la o ușă deschisă, până la a primi ajutor în toate cele ce țin de zona ei de vulnerabilitate, căci până la urmă nu este datoare să răspundă cu aceeași putere precum aceea bărbatului. Crezi că există un soi de, încerc să formulez întrebarea în așa fel încât să nu cad în capcana, n-aș numi eu neapărat, deși cuvântul respectiv îl, nu pot să spun că îmi place în mod deosebit, dar să nu cădem în cele două extreme, în misandrie sau în misoginism. Dar vin și întreb, a existat, să spunem, în ultimii 20, 30, 40, 50 de ani, mai ales când mișcarea feministă a luat foarte mare amploare și cumva femeia rămânând restantă, nu neapărat în lupta pentru putere, dar mă refer aici, mă refer la istoria, istoria femeii. Mă refer la faptul că cu secole în urmă
nu avea aceleași drepturi pe care le avea și le are bărbatul. Și atunci cumva a existat o luptă, o posibilă luptă pentru dobândirea acestor drepturi, mai ales în ceea ce ține partea aceasta de egalitate între femeie și bărbat. Și mă gândesc chiar, mergând mai departe, la faptul că femeia și-a asumat cumva anumite roluri, femeia a preluat din rolurile bărbatului. Și mă gândesc cumva, asta i-a știrbit din această frumoasă, aș numi o eu, frumoasă vulnerabilitate, în această parte de feminitate. E posibil ca pe undeva acesta să fi fost prețul pe care l-au avut de plătit unele dintre femei în această nevoie de a compensa sau poate uneori chiar de a supracompensa lipsa secolelor sau miilor de ani în care drepturile femeilor nu au fost egale cu cele ale bărbaților. Și este o întrebare pe care cred că avem nevoie să ne punem cât se poate de personal și de sincer, fiecare dintre noi, dacă prețul acesta chiar merită a fi plătit, dacă prețul alienării de propria mea natură este pentru mine satisfăcător în raport cu această putere care mi se restituie, să spunem așa, din zona masculină. Pentru că puterea aceea care mi se restituie din acea zonă nu este neapărat ceva cu adevărat specific nou și ceva care să poată să ne mâncăie, să ne hrănească, să ne susțină fix în ceea ce ne este cel mai propriu. Desigur că o egalitate de șanse, o egalitate de drepturi sunt lucruri de bun simț în zilele noastre și sunt absolut incontestabile din foarte multe puncte de vedere. Dar puterea femeii, ne vom aminti întotdeauna, sper, este foarte diferită de puterea bărbatului și tocmai asta face și minunată întâlnirea dintre aceste două tipuri de energie. Tocmai asta face ca miracolul întâlnirii dintre feminin și masculin să fie atât de frumos, atât de complex, atât de tainic, pentru că venim cu forțe atât de diferite, cu daruri atât de diferite, cu tezauri interioare, de o mare vastitate și complexitate reciprocă, dar foarte diferite între ele. Și îmi vine acum în minte ceva ce am citit cândva în Victor Hugo, care spunea că femeia nu este în niciun fel inferioară bărbatului. Superioară? Nici cum. Cât despre egalitate, nici nu se poate vorbi, spunea el. Tocmai sublinind și accentuând această diferență atât de covârșitoare, încât astfel de comparații chiar nu și-au locul și nu cred că e sănătos să facem această comparație între feminin și masculin, ca și când, nu știu, am compara două triluri de păsări. Fiecare pasăre poate cântă frumos în felul ei și asta nu înseamnă că există mai multă virtuozitate într-o parte sau în cealaltă, ci pur și simplu împreună ar putea crea o simfonie, ar putea crea un duet, ar putea potența împreună ca voci, ca nuanțe, ca stări. Pomeneai puțin mai devreme de simbolul lunii și de cele două părți, partea luminoasă pe care o vedem și partea, hai să-i spunem, de umbră, aș numi eu, da? Făcând cumva analogie și cu umbra noastră, da? Cu întunericul nostru pe care trebuie cumva să-l acceptăm și să-l conștientizăm și să-l procesăm, faptul că toți avem acest întuneric sau această umbră. Și autoarea Mary Esther Harding, care este o discipolă a lui Carl Gustav Jung, vorbește despre
simboluri și despre arhetipurile inițierii și chiar vorbește la un moment dat despre ritualurile lunii. Ce înseamnă de fapt ritualurile lunii? Toate ritualurile conectate la lună o ajută pe femeie, de fapt, să fie în contact sau să redevină conștientă, în cazul nostru, al femeilor de astăzi, să redevenim conștiente de această sincronizare a femininului cu toate ciclicitățile sale, cu fazele și ciclicitățile lunii. În momentul în care reușim să conștientizăm și să onorăm în noi ciclicități, ajungem să fim mult mai mult în acceptare de sine, mult mai mult în conlucrare cu noi înșine și cu natura noastră, pentru că de aici vin cele mai mari dezechilibre în viață și pentru femei și pentru bărbați. Atunci când lucrăm împotriva naturii noastre, ori conștientizând prin aceste ritualuri și practici ale lunii, faptul că femeile se pot aduna în anumite cercuri de feminitate sau cercuri de femei, pur și simplu, în jurul etapelor fundamentale ale lunii, la luna nouă sau la luna plină, amintindu-și ce reprezintă aceste etape la nivelul unei luni sau la nivelul unei vieți. Faptul că și în noi există un timp pentru semănat și există un timp pentru secerat. Faptul că și în noi există schimbare și transformare constantă ne poate ajuta să fim în pace cu noi, să înțelegem, aliniindu-ne la ciclurile cosmice, ce anume ni se întâmplă și de ce ni se întâmplă într-un anume fel, să putem să iubim și să hrănim natura din noi lucrând împreună cu ea și să știu dacă acum este pe descreștere. Hai să-mi dau voie să accept că poate am mai puțină energie. Hai să-mi dau voie să accept că poate am nevoie de mai multă interiorizare, de mai multă întoarcere spre mine, de mai multă atenție la lucrurile subtile, de mai multă introspecție, de mai multă ascultare și de mai puțină acțiune, poate, de mai puțin zgomot, de mai puține cuvinte. Dacă luna începe să crească, hai să văd ce vreau să cresc și eu în viața mea odată cu ea. Hai să văd care sunt intențiile, care sunt semințele de lumină pe care le plantez la fiecare lună nouă. Ce vreau să se reînnoiască în viața mea? Ce vreau să se dezvolte și să crească odată cu luna aceasta care începe de azi sau de mâine să recrească? Și în felul acesta, aliniindu-ne la această energie a lunii care, așa cum spuneam, este profund conectată în mod natural cu energia femeii, ajungem practic să fim în contact cu niște cicluri cosmice și să ne facem viața mult mai ușoară și mult mai cu sens, pentru că nu mai lucrăm împotriva curentului, ci conștientizăm curentul în ce direcție e normal să curgă energia în această etapă și în acest moment al lunii și al vieții pentru mine ca femeie și mă aliniez cu această direcție și cu acest curent astfel încât energia mea să fie susținută la nivel universal, la nivel cosmic, la nivel inconștient de tot ceea ce se petrece acum și de tot ceea ce este relevant de fapt să se întâmple într-un astfel de moment. Pentru că nu ne putem aștepta să culegem roade primăvara așa cum nu ne putem aștepta să semănăm în toiul iernii când pământul este înghețat. La fel și în sufletul nostru. Există diferite etape și la fel și în corpul nostru, apropo de celălalt tip de ciclicitate al menstruației feminine. Toate lucrurile acestea vin cu un sens și vin cu un tâlc profunde și plină de frumusețe. Atâta vreme cât ne conectăm la darurile fiecărei etape, la minunatele ocazii și oportunități pe care ni le oferă fiecare moment lunar, în a avea grijă de noi înșine și în a cultiva mai degrabă anumite practici decât altele în momentul care le este cuvenit și care le este potrivit. La asta în special ajută aceste ritualuri ale lunii, cât și, bineînțeles,
la tot ceea ce ține de spiritul acesta de comuniune și de comunitate feminină, de a învăța să ne susținem reciproc, să fim inspirație una pentru cealaltă, să empatizăm, să vedem că poate ne confruntăm cu dificultăți diferite, că poate lucrul ăsta face să pară mai puțin greu sau mai puțin imposibil ceva. Uite că și celelalte femei poate că simt la fel și poate că avem nevoie să acceptăm mai mult anumite lucruri decât să le luptăm cu ele. Și să vedem cum găsim în interiorul nostru îngăduința și blândețea și față de noi înșine. Pentru că femeia a fost învățată din punct de vedere istoric și lucrurile astea e normal că încă rămân în noi ca reminiscențe, măcar fie ele și inconștiente. A fost învățată să ocrotească, să vegheze, să hrănească, să fie la dispoziția celorlalți, a copiilor, a soțului, să fie în slujba familiei sale. Și atunci poate că aceste reminiscențe încă rămân în noi, poate determinându-ne uneori să uităm de propriile noastre nevoi sau să uităm de aceste ritmuri interioare. Și poate că în momentul în care ne adunăm în aceste mici ceremonii, mici ritualuri dedicate fazelor esențiale ale lunii, ne putem aminti de aceste valori și de aceste nevoi fundamental feminine și ne putem regăsi acea blândețe și îngăduință și față de noi, nu doar față de ceilalți. Sau poate că ajungând în sfârșit în pace cu noi, putem să găsim și îngăduința față de ceilalți pe care poate că ne-am pierdut-o între timp. Dar cum să pot să fiu îngăduitoare, blândă și hrănitoare cu nevoia altuia dacă pe propriile mele nevoi mi le calc în picioare și le amân, le sabotez, le ignor? Mileneg, poate, an la rând. Unde te pot găsi? Unde te pot găsi cei interesați? Pentru că sunt conștient că tu, ca formator în arhetipuri, formator în referențial arhetipurilor personale și organizând, hai să le spunem, niște ateliere, niște cercuri dedicate femeilor și cel de care pomeneai ceva mai devreme are un titlu, spun eu, pe cât de poetic și de metaforic, pe atât de sugestiv. Unde te pot găsi, doamnele, femeile care vor să vină la atelierele tale? Pe site-ul meu, psihologiaanalitica.ro, sau pe pagina mea de Facebook, psihoterapeut Monica Daniela Găitenar. Mai pot găsi lucruri interesante pe aceste teme și pe canalul meu de YouTube, Monica Găitenaru, și din când în când, când mai permite timpul, mai postez și pe Instagram câte ceva. Dragii, cu același nume. Mulțumim mult pentru aceste informații. Dragii noștri, a fost alături de noi Monica Daniela Găitenaru, psihoterapeut iungian și formator în referențialul arhetipurilor personale. Astăzi am vorbit pe marginea cărții Misterele femeii, simbolul și ritualuri de inițiere de-a lungul timpurilor, de Mary Esther Harding, o carte publicată în colecția Arhetip și carte care face de asemenea parte din campania pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald, De vorbă cu femeia din tine. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi binecuvântată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!